Vești bune pentru cei care locuiesc în cartierul Walter Mărăcinanu al orașului nostru. Aceștia vor avea iluminat public și curent în curând, după cum au anunțat autoritățile locale. Până în această iarnă, municipalitatea va instala 50 de stâlpi de electricitate pe 6 străzi ale cartierului din nord-estul orașului. Locuitorii din cartierul Walter Mărăcinanu vor avea curent electric. Municipalitatea va instala 50 de stâlpi de electricitate pe 6 străzi ale cartierului. Avem câteva străzi care urmează să fie, unde urmează să montăm stâlpi de iluminat pentru a aduce iluminatul public, dar ulterior și energia electrică în zona respectivă. Și mă refer la străzile Pietrosu, Ineu, Tihuța, Liniștii, Harului și Soarelui. Sunt străzi unde vom demara în perioada aceasta și sperăm să finalizăm în iarnă lucrările de montare de stâlpi de iluminat. Apoi, în colaborare cu CEZU, evident, o să le dăm voie să folosească stâlpii noștri de iluminat pentru a realiza rețeaua electrică în zona respectivă. Este important să luăm în calcul faptul că toate aceste zone care sunt în plină dezvoltare trebuie să aducem utilități și trebuie să facem viața oamenilor de aici cât mai bună. Zona nu este electrificată, iar cei care locuiesc aici se descurcă așa cum pot. Spre exemplu, bărbatul din imagini locuiește aici de 2 ani. Tot de atunci folosește un generator pentru a avea curent și așteaptă cu nerăbdare ca lucrurile să se schimbe. Ar fi foarte, foarte ok să ne bage și nou curent, măcar. Ăla, canalizarea mai stă, dar curentul e cel mai necesar. Pentru că nu poți ține un frigider, nu poți ține nimic. N-ai lumină, copiii nu poate să, dacă rămâne, n-au tablete, n-au, și deja înainte n-au fost populație, dar cu toată lumea. Autoritățile spun că până în această iarnă, toți cei 50 de stâlpi de electricitate vor fi montați. Întreaga zonă se află în plină expansiune și locuitorii de aici au nevoie de aceste investiții.